Lucrătorii punctului de trecere a frontierei Petea au identificat și predat autorităților competente un maramureșan de 29 de ani, condamnat la un an de închisoare pentru conducerea unui vehicul fără permis. Tânărul s-a prezentat ieri la prânz în PTF Petea pentru a ieși din țară. Cu ocazia formalităților de frontieră s-a constatat că bărbatul este căutat de către autorități. A fost predat un echipaj din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Satul Mare în vederea luării măsurilor legale care se impun. Consilierii județeni au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții construirea anexă pentru depozitare, magazie pentru lemne la Centrul Școlar de Educație Inclusivă Vișeu de Sus. Obiectivul este situat pe un teren în proprietatea Consiliului Județean și dat în administrarea centrului școlar. În vederea asigurării spațiilor necesare depozitării materialului lemnos, se impune realizarea unei construcții adecvate pentru depozitarea spre uscare a lemnului necesar alimentării celor 4 centrale termice din școală, internat, atelier și cabinete logopedice și medical. Valoarea totală a investiției este de 40.000 de lei, iar durata de realizare 3 luni.